Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În altă ordine de idei, am văzut că domnul Zafiu s-a apucat de dietă, pune story-uri pe... Mă urmărești pe social media. Da, Ionela mi-a atrage atenția. Ia uite, săracul Zaf. Am pus pe Instagram tot, și pe Facebook, și pe TikTok. Peste tot ai pus. Da. Practic m-am apucat de o cură de slăbire. Da, ăsta și-a luat regim de la cu... Am văzut, da. Cutii. Vin cutii, ce nu suporta el, săracul. Râdea de... Mai ții minte, Luca? Da, ce? Cum râdea el de noi. Da, mă, dar acum August, că până acum da, nu era August, cu gust. Nu mai poți. Și... L-au întrebat câte calorii? Zice 1600 de calorii. Eu am îngrijorat, 1600. Eu încercând să țin cu 1800 la un moment, dar ce a fost greu. Și am zis, bă, Zaf, o să leșine, o să nu știu ce. Aseară l-au întrebat, cum ești, ai leșinat? De câte ori ai leșinat? Și zice, nu, e, cum ai spus, că o să treci la 1200. O să cer să mă duc la... Păi da, mi-am calculat necesarul de calorii pe site. Și am găsit că eu am nevoie de 2450 de calorii. Păi da. Ceea ce înseamnă destul de mult. E ceva greșit în calculul tău acolo. Spun, adică nu, 2400, dacă și umblă, face 10.000 de pași, nu știu ce, da, 2400 pentru un adult. Da. Dacă vrei să slăbești, ești la 2000. Recomandarea a fost de 2000. Hai să mergem pe 2000, că e un deficit de 450 de calorii și atunci o să slăbești ușor, corect, frumos, fără să te chinui. În ceea ce mi-am și dorit. La ce greutate vrei să ajungi? Vreau să ajung spre 90 de kilograme. Ok. Deci, ai plecând de la 110, nu. Primul punct e 100. Dacă ajung la 100, sunt mulțumit și după aia o iau în jos. Cât mai... Și cât timp ar trebui cu regimul ăsta să ajungi? Că îți face habana, nu mi-am făcut un calcul. Nici păi nu îți face estimarea. Las că te învăț eu cum să faci, ca să vezi în cât timp, dacă ții acest regim cu atâtea calorii, 1600, în cât timp ai ajuns. Ideea e că m-am dus la 1600 și am zis, Doamne, o să fac foame. Mi-au zis și oamenii de acolo, zice, o să plângi după mâncare. Și n-am simțit chestia asta peste weekend, adică a fost tot ok. Mă, nu coborâ la 1200. Mai stau vreo două. Auziți, dați-mi mesaje lui Zaf, dacă vreți. Spuneți-i. 0728-3132. De ce nu e bine să coboare la 1200 de calorii? Nu e bine deloc, o să... Nu e bine. Deocamdată mă simt bine și am plecat și cu chestia asta. Uite, sâmbătă am fost și m-am plimbat prin Herăstrău. Am făcut vreo 13.000, până la urmă s-au adunat vreo 16.000 de pași. Da, kilometri, nu? Mamă, ce de pași. Peste 8 kilometri. Da. Am făcut. Aha. Iar ieri am reușit vreo 9.000 și ceva de pași. Deja ești mai slab, ai o față așa. N-am, Ăștia 8 kilometri de ai făcut. Așa. Ai făcut în pas alert? Nu, nu, am făcut plimbându-mă, stai așa, că n-am ajuns să te plimbi așa până cazi pe stradă. E adevărat, și nu face, face infarct, cum să-l pui să alerge acum? Dar nu să alerge, de pas alert, mă, dacă te plimbi așa cu mâinile la spate prin parc, să știi că nu slăbești. Mai bine cu mâinile la spate decât cu mâinile pe piept. Da, asta vreau să spun, că e pus să fii cu mâinile pe piept în pat. Nu forța, mergi normal. Da, părerea mea este că 1200 sau 1600 sunt prea puțini și că o să suferi din pricina asta și că s-ar putea să intri în deficit de vitamine. Bine, de chestii, știi? Eu acum sunt sincer în ce îți povestesc. Că știi că m-am chinuit de 7.000 de ori să slăbesc și așa mai de. Am încercat și cu fasting și, mă rog, puțin, e adevărat, recunosc. Dar faci foamea sau ai tot soiul de frustrări, că nu mănânci aia, că nu mănânci aia. Aici, deocamdată, e ok. E adevărat, sunt 3 zile. Stai să vedem, că urmează. O să intri în efectul ăla yo-yo. O să slăbești, dar o să fie corpul atât de disperat că vrei să mănânci, încât când o să scapi. Așa. Da, spune cinstit, n-ai văzut filmarea mea cu Ciolănelu? Ba da, am văzut-o după. Și? E groaznic. Da. E groaznic. Nu, dar el practic revine la setările inițiale, că el a fost toată viața slăbănog. Și atunci, eu zic că e mai simplu pentru el. Odată ce slăbește, nu o să-i mai ardă de mâncare. Repet, revine la... Pentru mine, dar ar fi o problemă. Eu de-aia mai amân un pic. Hai să facem așa. Are cineva prieteni dintre cei care ne ascultați la ora asta experiență cu un regim de ăsta de înfometare, cu puține calorii, hipocaloric, care nu s-a dus după aceea în efect yo-yo, adică după ce s-a terminat regimul, dieta? Nu v-ați îngreșat la loc, fraților? 0372069599. Asta da, da. Dacă vreți să ne sunați să vorbim despre asta sau mesaje. Sau ce părere aveți dacă ați trecut printr-o astfel de dietă, să slăbiți 20 de kilograme, mâncând puțin, ce s-a întâmplat după ce ați terminat asta? Și dacă e cineva care a reușit să-și mențină greutatea? Că așa și eu am mai slăbit, am mai... Băi, dar mă întorc la aceeași, nu știu cum naiba. Eu am mai încercat fără carbohidrați, știi? Dar, repet, intervine frustrarea, pentru că nu mai mănânci pâine, sunt paste, o mulțime de lucruri pe care vrei să le mănânci sau îți plac în mod obișnuit și brusc dispar din viața ta. Și atunci, da,
intervine efectul ăsta, pentru că după o lună, două, trei, cinci, habar n-am, zice, ai gust odată. Aha. Sau hai, iau și ceva și dulce. Asta a fost. Și din momentul ăla, hai gust odată, vine și peste trei zile. Aha. Și peste două zile și brusc te trezești că mănânci paste zilnic. Aici e o chestie de disciplină, după cum mi-a spus mie doamna doctor Bilic, colega. Trebuie să 5 zile să mănânci cu minte și atunci două îți poți permite să faci mici excese. Bun. Eu am mers pe calea asta. Are cineva să-i spună ceva domnului Zafiu, care a început, care a pornit pe acest drum greu și frustrant al scăpării de 20 de kilograme, dacă poate? 0372069599. Am slăbit cu fix la fix. E regimul ăla... lansat de Mirela Retegan, pagina de Facebook Fix la Fix. Eu nu înțeleg regimul ăla. Mănânci ce? La ore fixe. Și cum să slăbești așa? Nu înțeleg. Păi, ești foarte disciplinat. Dacă ți-a trecut ora... Ideea e că nu mai mănânci toate porcăriile. Cum adică? Poți să mănânci porcării la fix? Nu înțeleg. Trebuie să o chemăm pe Mirela să ne explice într-o zi. Păi, uite când mai trece pe aici să vorbim despre asta. Deci am slăbit cu fix în 7 luni 26 de kilograme. Du-te mă că nu cred. Dar apoi când am reluat modul normal de mâncat, am pus la loc. Păi vezi? După vezi? Care Florin din Chiajna îmi trimite niște poze cu niște clătite. Așa. Mulțumesc tare mult. Am slăbit de la 108 la 89-90 cu regim hipocaloric. Șmecheria e să mănânci același feluri de mâncare, dar în cantități reduse. Eu țineam 1000 de calorii când nu mergeam la serviciu și 1200 în zilele lucrătoare. Păi, nu poți mă cu 1000, pe bune, nu e în regulă. Da, și mie mi se pare... deloc, îți dai peste cap metabolismul, nu e treabă. Păi, ideea e să nu faci asta. Eu, cel puțin asta încerc eu să fac. Da, tu, eu nu cobor la 1000, rămân, m-aș duce la 1200. Nu, am zis că poate că ar trebui să... Problema mea este, măi, Zaf, că nici Luca, nici eu și nici Adi, noi nu știm butoane. Și dacă tu le șine aici în emisie de foame, noi nu știm, trebuie să le pornim pe toate. Le ridicați pe toate că s-a mai întâmplat și funcționează. Da, ne-a sunat Ionuț. Bună dimineața. Bună, Ionuț. Salut. La, bună dimineața, salut. Salut, ia zi, care e experiența ta? Băieți, uite, eu anul trecut pe 3 ianuarie aveam 150 de kg. Ma, la ce înălțime, nu te supăra? 1,80, cam așa. Okay. Mamă, mult de tot. Și ce vârstă ai, poți să întreb? Chiar anul de luna trecută am împlinit 37. Mulți înainte. 150 de și ce ai făcut? Timp de 6 luni de zile, după 3 ianuarie până în iunie, să spun așa, am dat 50 de kg jos. În câte luni? 6. În 6 luni de zile. Cum? Cum ai făcut? 6 luni de zile am mers zi de zi la sală. Da. Așa, plus că am mâncat carne friptă cât cuprinde. Aha, deci ai tăiat carbohidrați? Primele două, trei, cam două, trei luni am mâncat cam, să zic, numai piept de pui cu salată. Ai făcut regim de la, cum îi spune, keto, nu? Sau ce e ăla? Da, regim, n-am mai mâncat prăjeli, dulciuri, sucuri, zahăr, pâine. Dar te-ai chinuit, adică n-a fost ușor. Ăla numai cu proteine și... Păi dai seama, la 150 de chile, mintea mi-era un pic la mâncare. Și după o săptămână de mâncat numai pui fript cu salată, nu-ți venea să te urci pe pereți? La început, da. Și după câtă vreme ai intrat într-un ritm în care nu te-a mai deranjat? Să zicem, după două luni am început să mănânc și carne de porc și tot felul de alte cărnuri, salate. Ionuț, acțiunea se petrece anul trecut, da? Adică din ianuarie anul trecut până în iunie anul trecut, corect? Da, din ianuarie până în iunie. Adică acum s-a împlinit un an și o lună de când ai trecut prin chestia asta, corect? Exact. Cum a fost revelionul tău, masa și Crăciunul? Bogată, mâncare, salate, bineînțeles, mai facem și eu, acum fac o mică înșepție, n-am nicio problemă. Da. Adică asta vreau să zic, ai revenit oarecum la un regim normal de viață sau încă ești în... Da, mănânc ce vreau acum, în afară de ce nu mâncam înainte. Prăjeli, pâine, paste făinoase, sucuri, dulciuri. Deci în continuare sub un restricții. Un vin bei sau nu? Da, bea un șpriț. Uite-l, frate. O țui cu micină de curată de casă. N-am treabă cu asta. Deci ai păstrat lucrurile importante. Da, doar că n-am mai mâncat multă. Cartofi prăjiți, carne prăjită. Bravo, Ionuț, felicitări. Aha. Deci de la 150 la cât? 100. La 100, 1, 103, cam așa, între 100 și 105. Și ce ai făcut cu toată pielea care ți-a rămas? Surplusul de piele se vede deocamdată. Aha.
Da, dacă faci mai sport, se mai retrage. Scad undeva sub 100 și dacă reușesc și anul ăsta să ajung, datorită unui prieten al meu, care m-a ajutat foarte mult, când m-am mers la sală, mi-a spus, degeaba vii la sală dacă nu ții și un pic de regim. Asta e, mâncarea e importantă. Uh-huh. Acum 13 ani am reușit și eu să ajung undeva la 88 de kilograme. Uh-huh. Dar atunci am ținut și regim alimentar, e adevărat, și am mers și la sală. Și ți-ai făcut niște pantofi frumoși de pielea care ți-a rămas. Nu e adevărat, nu e adevărat. Eram foarte bine. Uite, Luca mă invidia. Lidia, da. Bună dimineața! Bună. Bună dimineața și la mulți ani pe anul ăsta. La mulți ani, Lidia! Eu vreau să vă spun că ce a spus domnul de adineaori este extraordinar de adevărat. Uh-huh. Eu nu pot să spun că am fost o persoană grasă, dar nu mi-a plăcut să am totuși 10 kg în plus față de cât am avut toată viața. Deci, cum a zis Luca, mai slăbănog, așa, de fel. Și asta e, cum zice și doamna Bilic. Mănânci o singură dată pe zi, de obicei eu mănânc la prânz, de toate, absolut orice, dar în cantitate mai mică, porțile mai mici și gătit în casă, fără sucuri, prăjală din când în când câte un șnițelaș, odată la două luni un cartof prăjit, dar de toate. Și după prânz, chiar un mic dulce, o bombonică sau ceva, dacă chiar simt nevoia. Chiar așa. Da. Și după... Da, și după vreo două luni așa ți se pierde pofta de mâncare, așa încât înainte de a mânca. Da. Nu, cheful de viață, nu, vă rog să mă credeți că nu te lăsa influențată, că ăștia sunt vagabonți. Nu, chiar deloc. Și am și o vârstă, adică nu sunt tinerică și la o vârstă se slăbește foarte greu, vă spun eu sincer. Asta simt și eu. Am început să remarcăm, da. Da, da, dumneavoastră sunteți foarte tineri. Eu am 66 de ani, așa că... Mulți înainte. Nu e chiar așa. Mulțumesc. Și după două luni îți pierde așa pofta de mâncare, nu prea îți vine să... Și bei o țuică bună, cum zicea domnul, înainte de casă, ca să-ți faci poftă de mâncare. Și la sfârșit bei și un pahar de vin. Pentru că nu vine pofta, dai și cum vince. Dai, bine, Lidia, îți mulțumim tare mult. Cătălin, bună dimineața! Na. Cătălin a renunțat, cred că a leșinat de la cură. 0372069599. Petru, bună dimineața! Salut, Petru! Bună dimineața! Salut, băieți! Deci eu vreau să vorbesc nu despre mine, că eu sunt la greutate normală. Soția avea 79 de kg anul trecut în aprilie, a început un regim, nu la știu ce să vă spun cum e... La ce înălțime? La 1,60, pe acolo, pe undeva. Ok. Deci multicel. Era găsuță. Da. Plinuță, așa. Nu te ascultă, nu? Nu te ascultă. Nu, ea e plecată, nu e lângă mine. Asta e, bravo. Bazează-te pe asta și zi repede să nu se întoarcă. Da. Și cu regimul ăsta a ajuns, deci în aprilie avea 79, la sfârșitul lui iunie a ajuns la 60 de kg, acum se menține de atunci tot la 60 de kg. Ca să schimbe și acum schimbă toată gara. Din ăsta, tot așa, strict cu ore fixe de mâncat, mâncat de 5 ori pe zi, 3 mese principale, la 10 fructe și la 5 ceva semințe din astea, de tip nuci. Și face sport? Așa. Semințe de tip nuci. Face sport? Da, nuci caju, nuci balune, din astea. Din zona aia. Și să menține de atunci, câteodată îmi vine să-i spun domnișoara acum, așa, când o văd ce siluetă. Și azi, acum, zice că trebuie să schimbe garderoba toată? Aia o să mă coste, cred că, foarte mult în viitor apropiat. Da, da, cine este cu domnișoara? Da. Păi, da. Bine, deci, pentru chestia asta, deci, o fost elevă i-a dat regimul, dacă o să căutați pe Facebook, Eli Vlașin o cheamă pe tipa respectivă, are un regim, nu știu să vă spun cum îi spune la regim, dar v-am spus, este foarte... E un regim. Adică, da. Nu făcea nici excese, așa, nu poți să mănânci absolut orice, n-ai voie să amesteci proteinele, adică dacă, de exemplu, mănânci ou, nu mai ai voie carne brânză, dacă mănânci brânză, nu mai ai voie ouă carne. Așa. Mulțumim! Părerea mea este că oricine vrea să apuce de un regim de ăsta strict sau care să aibă anumite restricții alimentare, ar fi bine să vorbească cu un medic înainte, să facă analizele, să se ducă la un nutriționist, adică nu e o idee bună să stai aportul de substanțe nutritive de capul tău, gândindu-te că în felul ăsta o să slăbești, o să fie bine. S-ar putea să-ți dezechilibrezi organismul cu totul alte, în niște moduri la care nici nu te gândești. Deci un pic de prudență la asta. Călin, bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Salutare!
Eu, spre deosebire de alții, da, anume, n-am avut niciodată probleme cu greutatea. Și ai sunat doar să râzi de noi. Relativ, relativ. Așa. Acum vreo un an și ceva am început să pun vreo... Am pus vreo 5-6 kg pe mine. Așa începe. Asta pentru că am început să... Da. Așa. Am ajuns la 37 de ani și... Da, da, da. Bine ai venit în club, prietene. Da. Așa făceam și eu pe vremuri. Cum, frate, vă îngrășați? Nu-mi dau seama ce. Mai dă o porție de ciorbă. Exact, exact, exact. Așa. Doar că soția mea mi-a zis, păi, mai bine oprește-te din ceea ce faci, că făceam ceva, adică sucuri și dulciuri, da, pentru că n-am de gând să schimb garderoba, mă chinuim o să te fac. Ok. Și atunci... Tot la bani ajungeți. Tot la bani, da. Am ajuns, adică fac o chestie, mănânc la prânz, ca nebunul, da, mă satur, și seara doar gust ceva. Și, atunci, și de cât timp faci așa? De atunci mi-am revenit la... De acum un an și ceva. Și de atunci mi-am revenit la greutatea normală. Nu vă zic care e, că vă fac în ciudă. Ne faci de râs, da. Mulțumim tare mult. Câteva secunde mai avem. Cătălin, bună dimineața. Salut. Bună dimineața. Bună. În 2016 aveam 135 de kilograme. Iar din ianuarie până în septembrie am ajuns la 92. N-am fost niciodată la sală, totul am reglat-o din mâncare. Mâncare mai puțină. Da, mult mai puțină mâncare. Nu un regim strict, doar așa, după vorbă. Am renunțat la prăjeli, am renunțat la pâine, la sucuri, tot ce înseamnă acid. E destul de intuitiv. Exact. De atunci mănânc o dată pe zi, cum a spus și cel dinaintea mea, undeva la prânz după amiaza și... Nu sunt cel mai supă, dar am reușit să mă mențin la 95 de kilograme de 6 ani încoace. Toate regimurile astea restrictive sunt menite doar să ne pună nouă niște bariere, că noi știm exact la ce trebuie să renunțăm ca să slăbim dulciuri, prăjeli. Ce vă faceți adică voi dacă eu mănânc 3 mese pe zi, plus 2 gustări, așa, și până la vară o să fiu fit? Bombă! Bombă! Ce, ce vă faceți voi? Păi a 10.000 de pași să-i alergi și așa s-ar putea să... Băi, eu cred că soluția corectă este să faci sport, să ai activitate fizică și să consumi mai multe calorii decât mănânci, dar să mănânci normal. Mă închinui un pic cu pașii aia și da, am, atenție, umblu la calorii. Eu cred că rămân la 1600. Bine, mă, Doamne, ajută. Ține-mi pumnii. Da. Mă urmăriți pe Instagram? Încerc să te urmăresc aici. Pe Facebook? Stai așa, pe Facebook? Da, mă, și pe TikTok? Nu, îmi pare rău. TikTok ca să mă urmărești. Păi da, se poate. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.